te mai urca pe scenă să spui să dai el mai încet. Bună pisicuțelor, este ora 2 sau 2 și ceva și ne pregătim să plecăm spre Calafat. Și mai nou la noi în echipă avem o asistentă. Hello! Suntem bineînțeles în întârziere ca de obicei, niciodată eu nu sunt gata la timp. The one and only. One and only. Mă prezint tu sau mă prezint eu? Tu, hai te rog. Yeah, I'm Biggie, straight from Bucharest. The one and only DJ, DJ-ul, da, sunt jumate albanez, jumate grec, jumate bucureștean, jet pe jet. Și am onoarea și deosebită plăcere ca așa, în turneul acesta să iau parte la întreaga activitate a super vedete Ioana. Big up! Rămâneți aproape! Frumos, aplauze! În spate, vă rog să priviți, l-avem pe Nichi, care este unul dintre dansatori. O avem pe Loredana, care este nouă în echipa noastră. Și pentru că iubitul Loredana este foarte gelos, a venit cu ea. De ce nu lași mă singură? Și o iei. Nu, ea mai iubită pe mine. A? Ok, bine. Suntem tot în dubă, să nu credeți că suntem în altă parte și acum am intrat în Balș. Ceea ce trebuie să știți este că mai avem ceva până la Calafat și ne îndreptăm cu Balș rapid către concert. Apăream și eu. Vrei să apari pe vlog? Da. Ești pe vlog acum. Hai să facem un tutorial. Nichi, tu te-ai machiat? Da, am folosit un machiaj foarte special pe care l-am primit cadou de la Gat. Așa. Explică-ne, Lore, ce ai făcut? Ai aplicat fondul de ten? Da. Ce fond de ten ai folosit? De la Flormar. Ce? N-aud? De la Flormar. Dați-mi mai zic, vă rog, că ne-am face un tutorial. De la Flormar, ok. Mai departe, ce se mai întâmplă mai departe? Arată foarte bine. Ok. După care? După care? Da. Hello, dragilor, am ajuns la Calafat. Ne aflăm în primăria din Calafat. Suntem în biroul viceprimarului din Calafat. Mai exact, și bem cafeluța frumos aici, așteptând să vină domnul organizator, care sperăm noi să ne dea câteva indicații pentru a ști cum ne organizăm și noi treburile, având în vedere că avem de instalat chestii pe scenă. A? Oare sunt? Nu-mi dau seama. Nu, normal, acum sunt abia focalizat. Acum iar nu mai sunt focalizat. De ce oare nu mă focalizez cum trebuie? Imagini din biroul viceprimarului din Calafat. Eu una sunt foarte obosită, mi-e foarte greu să-mi retușez rujul pentru că asta ar trebui să fac. Și să vedem care e situația aici în primărie. Observați, vă rog frumos, doamna asistentă care ar trebui să mă filmeze, stă și bea cafeaua. Perfect, zi, da. Deci ce pot să vă zic? Că a fost ceva super rapid. Într-un sfert de ori am fost gata. Și de ce te-ai făcut atât de frumoasă? Bună seara! Bună seara! Ce ai aici? Filmam pentru vlog. Dar puteți să luați un loc dacă tot ați venit. Vă rog frumos, prietenii mei de pe YouTube, să priviți ce mănâncă oamenii ăștia. Iar eu, bineînțeles, că stau și... Lorin, mânci? Mă uit. Frate! Da, sigur că da, sigur că da. Păi ea nu mănâncă, Oana. Eu nu mănânc, pot să fac poză. Nu? Da, mă uit doar. Nu mănâncă seara după ce. Eu doar privesc și decât filmez, atât fac. Uitați ce este aici. Da. Dar Oana noastră nu a, nici măcar nu a gustat. Vrei să ne spui ceva? Da. Bună seara. Da.
aprilie. Termina concertul și îi aștept pe colegii mei să vină aici, pentru că am chestii să le zic, chestii constructive care sper să ne ajute pe viitor să lucrăm mai bine. Sunetul a fost relativ prost. Nu știu dacă a fost vina noastră sau a fost vina celor care au montat scena, deși mă îndoiesc. Nu știu dacă a fost neapărat vina celor care au montat scena. Ideea este că nu am fost mulțumită și o să-i compun pe toți la o ședință să văd exact de unde a pornit problema pe care am avut-o în seara aceasta. Filmez pentru vlog. Domnul, puteți să ziceți câteva cuvinte dacă vreți. Ce să zic? Apăreți pe canalul meu de YouTube și, nu știu, pentru prieteni ceva, o urare, habar n-am. Vă pup, vă iubesc și vă respect. Ce poate fi mai frumos de atât? De data asta a fost vremea când am avut capul de la inir. Dar tu nu te mai urca pe scenă să spui să dai el mai încet. Frate, dacă bărie nu s-aude, tu nu înțelegi cum ești, că nu s-aude. Eu te înțeleg perfect, deci eu nu te cert, eu spun. El când dădea mai încet cu totul, dădea cu totul, inclusiv monitoarele mele. Pe mine, dacă îmi dă monitoarele jos, pe mine nu mă ajută, omule. Eu sunt de acord cu tine. Ok. Dar...